Bună seara, începe o nouă ediție România, te iubesc! Suntem și astăzi în căutarea liderilor care adună în jurul lor energie și oameni cu care construiesc bucățica lor de Românie mai bună. Începem la Timișoara. Olimpia Oprea este managerul Spitalului Municipal din Timișoara și a reușit să adune din finanțări în jur de 30 de milioane de euro pentru a dota unitatea pe care o conduce. Cu toate că iubește sporturile extreme și a sacrificat timp de 8 ani toate concediile pentru a scrie proiecte europene. În căutare de fonduri, a încheiat parteneriate cu omologi din statele vecine, Serbia și Ungaria. Nici când primea refuzuri și amânări, din toate părțile nu a renunțat. Banii pentru dotări și pregătirea personalului înseamnă o șansă în plus și condiții mai bune pentru bolnavi. Acum vrea să ridice la Timișoara o maternitate și o clădire nouă pentru spital. E o zi de weekend și în comuna Ohaba Lungă din Timiș e forfotă încă de la prima oră în cabinetul medicului de familie. Oamenii din 4 sate aparținătoare au fost anunțați să vină la investigații și consult. Se fac ecografii, teste Papanicolau și analize de sânge. Localitatea e la mare distanță de Timișoara și pentru unele dintre aceste femei aflate deja la pensie este pentru prima dată când fac astfel de investigații medicale. Acțiunea face parte dintr-un program derulat de Spitalul Municipal din Timișoara la inițiativa managerului unității. Mi-ați dat telefon să vin urgent să fac o biopsie neapărat, că e ceva problemă. Dacă nu erați dumneavoastră, nu știu dacă mai eram astăzi. Olimpia Oprea e medic obstetrician, știe care sunt problemele în specialitatea ei și trimite periodic o caravană cu doctori în zonele izolate din județ. Face asta pentru a degreva unitățile medicale din orașe de presiunea pacienților și pentru a-i ajuta pe oamenii care nu dau cu ani pe la un specialist. De când ați făcut ultima oară un EKG, un control la inimă, ați fost? Acum 14 ani. Dumneavoastră? Niciodată n-am făcut un EKG. Am înțeles că nu ați făcut mult timp controle ginecologice. Da, ani? 24 de ani de când am născut pe fiica mea mică. Foarte bine că mai veniți. Se descoperă multe boli. Mulțumim lui domnul doctor că se implică și ne aduce aici medicii de la Timișoara. Le mulțumim și lor. Olimpia Oprea s-a remarcat ca fiind managerul din Banat, care a atras aproape 30 de milioane de euro fonduri europene pentru dotări și pregătirea personalului. Totul a început înainte să ajungă director, pe când era ginecolog în spital și lider de sindicat. S-a pus să scrie primele proiecte în afara programului pentru secția în care profesa, nemulțumită de dotarea slabă și de neputința șefilor de la acea vreme. Nimeni nu avea încredere că eu voi putea să duc, să câștig un proiect. Nu m-am gândit că o să ajung manager. Eram lider de sindicat și vreau să schimb condițiile în care lucrăm. Despre Olimpia Oprea, presa locală a scris că vreme de 8 ani nu și-a luat concediu pentru că a scris proiecte europene. Colegele ei de secție își amintesc cum rămânea până târziu să întocmească necesarul și caietele de sarcini și au văzut că a îndrăznit să viseze la investiții pe care ceilalți nici măcar nu le pomeneau. Noi ne gândeam că doamna doctor a luat-o puțin rasta. Cum să adică tragi fonduri? Mai ales când venea să-mi spună că o să-mi ia aparatură de 2 milioane de euro. Deci eu nu credeam deloc. Deci n-am crezut că poate să fie posibil. Și uite, este posibil și pot să vă arăt cum funcționam, cum coloram țesuturile și lamele înainte. Colorarea se efectua în borcane de acest gen, la nivelul anilor 50. Vă dați seama ce salt uriaș pentru noi să trecem de la o colorare, o procesare manuală a probelor, la aparatură de ultimă generație. Spitalul e împărțit în 13 clădiri și multe nu aparțin unității, așa că la fațadele exterioare nu s-au făcut prea multe investiții. Comoara e însă în interior, unde au fost dotate toate laboratoarele, de la mamografe digitale și aparate de remene și tomograf, până la săli de operație unde se fac intervenții laparoscopice și există diverse echipamente pentru genetică și investigații amănunțite. Un specialist care a profesat 5 ani în Statele Unite la celebra Universitate Stanford a revenit la Timișoara tocmai pentru că a aflat despre dotările moderne din laboratoarele de la municipal.
Nicio diferență nu există între dotarea laboratorului de la Spitalul Universitar Municipal din Timișoara și, spre exemplu, un spital universitar din Statele Unite, Harvard, Stanford sau un spital vest-european. Deci avem vârf de gamă și la ora actuală, fără laborator în medicină, nu se poate pune un diagnostic. A transformat o veche spălătorie în centru de excelență specializat în diagnosticul malformațiilor copiilor, unde viitoarele mămici pot face gratuit ecografii pe baza unei trimiteri de la medicul de familie. Nu s-a limitat să ia bani europeni prin programele de la Ministerele Sănătății și Dezvoltării, ci a profitat din plin de programele ce pot fi derulate împreună cu țările din vecinătatea Banatului. S-a dus singură să-și facă relații la spitalele din diverse orașe din Serbia și Ungaria, unde a convins manageri omologi să facă împreună proiecte. Am dus la spitalul din Gyula și m-am rugat de director. La Gyula este un spital județean de nivelul spitalului județean de la noi. Vom primi un real-time PCR, care este o aparatură de vârf, reper la nivel mondial. Am fost la Seged, la președintele Consiliului Județean din Ciongrad, domnul Cocoș, care mă premiase pe mine și colegul pentru proiectul pe infertilitate și i-am rugat să ne sprijine să putem depune proiectul. Înainte nu diagnosticam emboliile pulmonare. Avem CT în urgență și embolia pulmonară este diagnosticată cu o mult mai mare acuratețe, exact conform ghidurilor. Pentru noi a însemnat un progres enorm. A făcut ce ar trebui să facă orice manager de spital din România. A alergat după parteneriate, finanțări și aprobări. Și n-a renunțat atunci când s-au ivit refuzuri, pentru ca oamenii să beneficieze de tratament și investigații care sunt o normalitate în orice stat european. Ne putem juca cu aparate super ok, deci nu avem de ce să fim nemulțumiți pentru că avem ce ne trebuie, da? Mi-am dorit dintotdeauna un laborator de genetică moleculară. Ieri exista numai la nivel de mi-aș dori. Se făceau în alte părți și eram eu frustrată că la noi nu. Acum am tot ce-mi trebuie. A convins edilii orașului să le pună la dispoziție un teren pe care vrea să ridice o nouă maternitate modernă, dar și să-i ajute cu bani pentru investiții într-o nouă clădire la spitalul municipal. Și a făcut parteneriate cu alte unități medicale din țară, tot pentru bani europeni. Este un proiect în care am luat parteneri, noi suntem lideri și am luat parteneri Spitalul Județean Oradea, Spitalul Județean Cluj-Napoca și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, care n-a mai derulat niciun proiect. Păi ne-am dus la ei, la Buftea, nu i-am convins ușor, tocmai foarte greu a fost să-i convingem, le-am promis ajutorul, ne-am deplasat în spitalul lor să-i ajutăm nu numai online prin mail-uri sau discuții telefonice, ne-am deplasat la Buftea ca să-i ajutăm și să înțeleagă lucrurile și acum, sigur, sunt bucuroși că beneficiază și de echipament. Olimpia Oprea s-a născut într-un sat de lângă Brad, în ținutul moților hunedoreni. Vine dintr-o familie în care bunica ei avea 11 copii, iar ea implicit mulți verișori. A învățat la același liceu din Brad, unde a absolvit și Arsenie Boca și mai are doi frați care au rămas în Hunedoara. Cea mai mare bucurie a mea, sigur, a fost când am intrat la medicină și când am văzut cât de mult se bucură tatăl meu de acel moment, pentru că a fost alături de mine când am aflat rezultatul și, sigur, cea mai mare durere când s-a stins din viață în 87, înainte de a termina medicina. Se simte mereu legată de locurile natale, așa că merge lunar să-și vadă mama și să-și încarce bateriile pe acolo pe unde copilărea odinioară. E divorțată și are un băiat care e bursier la informatică într-un colegiu de prestigiu din Londra. Îl vizitează de câteva ori pe an și e tare mândră că fiul ei a ales să revină să lucreze în IT în țară după ce va termina studiile. Când vine în vacanță, mă scoate la un film sau la restaurant. Parcă e mult mai apropiat. Îi plac sporturile extreme și când are puțin timp, merge să se dea cu parapanta în Bucegi. A îndrăznit mult și, la momentul 1989, atunci când Timișoara devenea primul oraș din țară liber de comunism, și ea ieșise pe străzi, alături de mulți alți tineri, colegi rezidenți. 16 decembrie venea un grup de manifestanți care cântau Deșteaptă de Române. A fost un șoc, sigur că n-am putut să stau în casă și am venit în oraș. Am stat până la ora 2 noapte aici, în față la catedrală, împreună cu colegi de la medicină. Nu mi-a fost teamă, nimeni nu s-a așteptat să moară oameni atunci.
s-a tras chiar în zona în care am stat. Deci atunci au început să tragă și nu s-au mai oprit focurile, s-a tras toată noaptea. Vede cu mult entuziasm generațiile de astăzi la 30 de ani de postcomunism, când tinerii sunt liberi să aleagă ce vor și au și curajul să o facă. Și mă bucur pentru că astăzi putem să trăim în libertate, putem să vizităm, putem să alegem și alte oportunități. Sper ca mai mulți din cei care studiază în străinătate să se întoarcă în țară cu cunoștințele pe care le-au primit acolo. Trebuie să manifestăm mai multă empatie față de suferința celor din jur. O femeie lider face rost de bani serioși pentru sănătatea bănățenilor. Se implică, face o schimbare, devine un conducător model pentru cei din jurul său. Olimpia Oprea luptă să facă dintr-o unitate medicală aglomerată un spital de elită din care toți să plece fără frustrări. E managerul care a înțeles că orice bani investit în spital înseamnă șanse în plus și condiții mai bune pentru pacienți. Am fost mult timp ținuți în întuneric și a fost greu o perioadă ca să ne schimbăm mentalitatea. Trebuie să avem mai multă încredere în forțele noastre proprii și să arătăm că putem, la fel ca și vecinii noștri, să schimbăm lucrurile și fiecare la locul lui de muncă poate să se implice mai mult și să facem cât de mult bine în jurul nostru. Să gândim pozitiv și să facem lucruri bune. Fără voință și fără oameni vizionari, domeniul sănătății nu poate evolua în România și asta se răsfrânge de ani de zile în calitatea serviciilor pentru pacienți. Există însă și modele, iar oameni ca Olimpia Oprea demonstrează că este posibil. Într-un domeniu lovit de lipsuri și neputință, ea s-a încăpățânat să poată. Pitoreștile sate din Banatul Montan sunt pe cale să primească o nouă haină, mai prietenoasă cu turiștii. E ambiția unui cuplu bănățean. Mesajul cred că îl percep și singuri, că trebuie să ajutăm, că trebuie să ne implicăm. Și le place și fac asta natural. Dacă vrei să ajuți oameni, dacă vrei să zugrăvești o casă, nu are nimeni treaba ta. Adică poți să o faci fără să vină cineva în spatele tău să-ți spună că nu ai voie să ajuți. Ei adună voluntari și muncesc weekend de weekend pentru visul lor. Îi cunoaștem imediat. Cât de greu poate fi să aduni 10 de tineri pe care să-i chem din toată țara ca să muncească weekenduri întregi, zi lumină, pentru a repara case vechi și mori de răpănată din sate cu risc mare de depopulare? E o bagatelă, ar spune soții Nicoleta și Radu Trifan, doi tineri bănățeni care și-au propus să schimbe la propriu fața satului românesc și astfel să-i ajute pe bătrânii uitați de lume să aibă gospodării mai primitoare. Cot la cot cu soția sa și sprijiniți de mulți alți voluntari, Radu Trifan s-a avântat în două proiecte prin care vrea să readucă la viață zone cu potențial turistic din Banatul Montan. Eftimie Murgu e un sat izolat, ascuns după coame muntoase în inima județului Caraș-Severin. E miez de vară și pe ulițele altfel pustii agitație mare. Zeci de tineri profită de weekendul lor liber ca să muncească. Trudesc timp de 3 zile de dimineață până seara. Puteau fi la piscină, la relaxare, unii se pregătesc să-și dea licența, alții vin după o săptămână grea de muncă pentru că sunt oameni ocupați cu joburi prin corporații și firme de tot felul. Nu sunt plătiți de nimeni să dea cu șpaclul, bidineaua și trafaletul, să repare porți, garduri sau ferestre și nici n-au pregătirea să facă asta, numai că și-au asumat că vor reuși. Nu știam de existența acestui gard și pur și simplu am făcut-o pentru mine mai mult și pentru societatea în care trăiesc. Și cred că ar trebui să gândească fiecare. Mă bucură bucuria oamenilor bătrâni când îi vezi că se bucură, că se va duce ceva, e foarte fain, te împlinește ca tânăr. Eu cred în puterea exemplului. Și dacă ne văd pe noi, poate să mobilizează și alții. Cei care îi organizează pe voluntari în tot acest efort nebun sunt Nicoleta și Radu Trifan, doi soți cu un vis îndrăzneț. Să schimbe la propriu fața satului românesc, tot mai depopulat. Asociația lor se numește Acasă în Banat și vor să readucă la viață comunități izolate, tot mai neglijate, dar cu un potențial turistic uriaș.
Noi putem să facem o mică parte, aici nu sunt doar 30 de case, sunt 600 și e important ca ei să înțeleagă de ce o casă amenajată și spațiu public frumos ajută toată comunitatea și ajută pe termen lung. Era vorba aia că schimbarea începe de la noi. Cineva trebuie să înceapă. Nu-i prima dată când vin, am mai fost la de vreo 7 ori. Din ce vine satisfacția? Din lucruri de a face bine, de a arăta oamenilor că se poate face ceva, că se poate schimba fără să fii plătit, să lucrezi, să faci ceva, fără să... Se poate? Se poate. În fața voluntarilor care le repară casele fără să ceară nimic, în schimb, bătrânii apăsați de greutăți asistă cu sufletul la gură la binele făcut. E greu, pentru unii e greu. Că eu n-am bani. Noi ne sunt pe 8 milioane, două persoane, trei. Bucuroasă și nu mi sunt starea mulțumit lui Dumnezeu și lui care eu venit să mă fac. Bucura foarte mult, pentru că e un lucru mare. Să-ți dea Dumnezeu un dar, să nu fii în stare să-ți faci și să vină o echipă așa frumoasă. Așa s-a născut Color the Village, un proiect care adună tot mai mulți oameni din vestul țării, dar nu numai. Au început cu o casă, acum au ajuns la zeci de locuințe rurale reparate dintr-un foc. E un festival de fapte bune care poate să se extindă la nivel național în localități cu risc de depopulare. Noi, practic, punem cap la cap lucrurile și adunăm în jurul nostru oamenii care vor să facă o schimbare. Și e important să adun niște forțe. Adică există niște oameni care ar vrea să lucreze, există niște firme care ar vrea să doneze, de exemplu vopsea, dar trebuie să-i pui cap la cap, să-i aduni și să-i pui la un loc. Și se întâmplă evenimente de genul ăsta. Cu efort relativ mic poți să faci o schimbare mare. Se schimbă foarte mult din aspect, dar să știi că și din moralul oamenilor. Adică în momentul în care ai o casă colorată, proaspăt renovată, e ca acasă. Adică când schimbi ceva, atunci parcă ți s-a schimbat viața. Spre surprinderea mea, de când am început aventura asta cu asociația, am fost copleșiți de numărul mare de voluntari care vor să vină să participe, să ni se alăture. Radu e pasionat și îi inspiră. E dedicat, neobosit și le conferă încredere. A lucrat în publicitate și apoi în presă la Timișoara, la fel ca Nicoleta, și acolo au deprins arta comunicării și cu oamenii și cu autoritățile. Calm de felul său, Radu devine un titirez în fața echipelor lui și reușește să-i capaciteze pe toți. Deci nisip vă trebuie și mai ce? Aici este. Sigur, mai e betoniera? O putem muta mai încolo, da. E un efort comun în care voluntarii muncesc cu zâmbetul pe buze. Unii vin de la Timișoara, alții de la București, Tulcea, Constanța. Cei care au și-au adus și copiii cu ei. Ce ar trebui să facă oamenii? Să ceară ajutor. Și vine ajutorul? Da. De la cine vine? De la noi. Ce îți place cel mai mult? Să vopsesc. Dacă noi le arătăm copiilor ce trebuie să facă mai târziu, așa vor crește și ei și așa vor învăța mai departe și ei pe alții. Vă întoarceți la școală. Aici aveți dormit, la școală. Să vă arăt unde sunteți cazați. Minunăție de loc. Poftiți înăuntru. Nu le-a păsat că au fost cazați pe jos prin școală, prin căminul cultural sau pe la localnici, după cum s-a înțeles Radu cu oamenii locului. Participanții au primit 3 mese pe zi și au văzut că efortul lor aduce speranță pe chipul bătrânilor satului. Dați-o mână de ajutor unde e nevoie, că sunt unii care chiar au nevoie și e bine să-i ajutăm. E bine să-i ajutăm între noi. Printre voluntari, Radu a adus și tineri cu experiență în marketing, în turism, design sau arhitectură, care le-au explicat oamenilor locului cum pot profita mai bine de pe urma satului lor. Încercați să vă uniți cumva eforturile în sat și să atrageți turiști, adică sunt oameni care vin și plătesc bani grei ca să stea în mod tradițional, într-o casă veche, să vadă cum se lucrează pământul, să mângă o vacă, să vadă cum arată o capră. Adică azi dimineață m-am dus aici pe deal, mi-am pus un hamac, am stat o oră în liniște, se auzeau păsărele și m-am simțit în vacanță. Știi, nu trebuie să mergi departe, nu trebuie să depui nu știu ce efort. Oamenii au cosit acolo iarba și e tot efortul care trebuie să-l faci ca cineva să se simtă bine în locul respectiv. La 2 pași de cascada Bigger, aici găsește ansamblul de mori din cheile rudăriei, unice în toată Europa. E un loc ideal pentru turismul de weekend, la nicio oră de mers cu mașina de băile herculane.
Satul are mori active care macină făină și mălai prin puterea apei și pe care localnicii încă le folosesc așa cum făceau străbunilor cu multe sute de ani în urmă. Asta este ciocul. Da. Asta dacă ridicăm sus nu mai vine nimic. Da. Lăsându-l jos, el vibrează singur în funcție de debit de apă că se ne curgă nou. Dacă vrem făină de mălai, ridicăm peste cău, vedeți că reglăm cadurața mai mare. Câte vechi sunt astea? Petele, da. Ca și vechime avem în spate scripturat 1693. Asta e făina adevărată, nu 8% făină risotitip, făină pură adevărată. De aici Radu s-a inspirat pentru un nou proiect la care lucrează în prezent și pentru care vrea să atragă fonduri europene și guvernamentale. Țara morilor de apă. Într-un birou din Timișoara, Radu și echipa lui intră în ședință pe tema noii inițiative. Eu deja văd evenimentul cum are loc, cum ne adunăm dimineața, acolo e apa care curge, facem focul de tabără, o punem în funcțiune la final de zi și după aia facem și mămăliga, deci asta trebuie să se întâmple. Le punem în funcțiune să vină apa, să intre, să învârte roata și să macine făină. Prin noi lumea o să cunoască ce înseamnă și cât de importante morile. În alte părți le țin la muzeu și se duc buluc să le vadă, înțelegi? Și noi le avem peste tot și le lăsăm să se distrugă. Și noi prin acțiunea noastră, prin faptul că ne ducem acolo și vom face chestiile astea, îi dăm viață, vom ajuta comunitățile alea. Trebuie să le strânim dragostea asta cumva și vom face. Acesta este statul paralel. Acolo unde autoritățile nu fac, se mobilizează societatea civilă. Așa se ducă Radu și Nicoleta și cei doi copii ai lor pe care îi poartă cu ei în acțiunile de pe teren și atunci când pun la cale planurile. Ei sunt cei mai mici voluntari ai asociației, practic. Sunt cu noi peste tot. Mesajul cred că îl percep și singuri, că trebuie să ajutăm, că trebuie să ne implicăm și le place și fac asta natural. Suntem la 30 de ani, da? Fix la 30 de ani de la momentul 89. Cum vedeți că au evoluat lucrurile? Cum vedeți că a evoluat societatea? Cum sunt tinerii? Noi eram copii pe vremea aia. Modul în care noi ne putem educa copiii și modul în care noi trebuie să le spunem despre ce pot face. Că de fapt sunt diverse, aleagă orice. Când eram eu mică, de exemplu, mi se spunea, trebuie să te faci avocat, doctor, mecanic, așa. Acum poți să te faci ce vrei tu. Adică asta este marele câștig. Dacă vrei să ajuți oameni, dacă vrei să zugrăvești o casă, nu are nimeni treaba ta. Adică poți să o faci fără să vină cineva în spatele tău să-ți spună că nu ai voie să ajuți pe cineva. Radu Trifan este unul dintre copiii repatriați ai României. Părinții săi din zona Moldovei au plecat la muncă în Italia în căutarea unui trai mai bun și l-au luat cu ei acolo. L-a majorat însă a revenit să facă facultatea în țară la Timișoara. Povestește că educația primită acasă de la mama și tata l-au împins să facă din voluntariat o profesie. Cred că este și ceva ce ține de educația de acasă, în primul rând. Poate n-aș fi făcut asta dacă n-aș fi trăit într-o familie care a fost m-a crescut de mic cu spiritul acesta de a ajuta pe ceilalți. E ceva ce ne place, ne dă satisfacție, ne face să ne simțim bine cu noi înșine. Un lider și armata lui de voluntari sădesc sămânța binelui în comunități uitate de lume. Radu iese din rând, schimbă mentalități și mobilizează oamenii să ajute. Există multă dorință de a face bine, doar că de multe ori oamenii nu au practica, nu știu exact cum să facă, cu cine să facă. Mulți lideri din comunitate ar trebui să fie poate puțin mai vocali și să încerce să se inspire oamenii mai mult, pentru că voluntariatul pentru noi nu este nu e ceva cu care ne naștem sau cu care învățăm din școală și atunci avem nevoie de modele pe care să le putem urma. Cu calm, hotărâre și o minte deschisă îi convinge pe mulți alții să facă bine. Ne arată că putem schimba fața locurilor în care trăim, fără să așteptăm ca doar sistemul să facă ceva. Radu și ai lui au înțeles împreună că schimbarea pornește de la noi toți și că poate începe chiar și de la fațada unor case. Toți avem de câștigat dacă trecem la fapte. Educația e scăparea din sărăcie, o crede din toată inima o tânără din Brașov, care se ocupă de câte un suflet pe rând
din familii prea sărace ca să-și țină copiii la școală. Mi-ar plăcea să încurajez cumva pe cei care nu au o voce să o aibă. Mi-ar plăcea să aprind un pic lumina peste oamenii care chiar suferă în țara asta, în, nu știu, în spitale, în centre, în case, fără lumină, poate chiar. A adunat în jurul ei o adevărată comunitate, inspirație pentru o națiune întreagă. Revenim imediat. În inima fiecărui copil există o sclipire ce ar putea lumina întreaga Românie. Plecând de la acest crez, o tânără din Brașov salvează copiii sărmani, dăruindu-le rechizite și ajutor la lecții. Gestul ei a adunat în jur o întreagă comunitate, care donează sau face voluntariat în sprijinul pruncilor ajutați. Cati Guguianu e liderul de la care România trebuie să învețe că sărăcia poate fi eradicată investind în educație. Funny world, after the pain comes the sun. In the sky, an aeroplane is on the run. Tati! Într-o lume pe care oamenii se feresc să o vadă, cresc 1,4 milioane de copii. Acolo, Cati își construiește echipa cu care vrea să schimbe lumea. Sunt copii uitați ai României pe care îi salvează prin educație. Sunt cercetorii pe care îi ia în casa ei. Sunt miile de suflete în care aprinde lumina speranței. Cine are teme? Ăștia mai mari. Tu ce faci tu, puiule? Cine? Unu? Doi. Gabi, așa. Amândoi. Și mă duc și... Are o lecție grea, foarte da. Grea. Portii așa mare. Cine ea? Amândoi. Amândoi. A, da. Na, hai. Cati Ros e speranța de care se agață toate aceste familii, uitate de autorități și de lumea din jur. Teme bună, care ajută oamenii. Asta e cel mai important, să ajute oamenii, necăjiții. Ajută la școală, sigur. Da, normal. Îi ajută? Da. Ajută. Vrei o căciuliță? Ia, pui, alege care îți place. La mașină! La școală eu vreau să merg. La școală eu vreau să merg. Când sunt mare să fiu șef. Când sunt mare să fiu șef. La, 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 la. Odată pe săptămână, microbuzul ei oprește lângă casele lor ca să le ducă mâncare, rechizite, haine și tot ce adună din donații. Apoi, alături de alți voluntari inspirați de povestea ei, improvizează un after school într-un restaurant, unde le dau masă caldă și fac teme cu ei. Și-ar dori să cumpere un container utilat pe care să-l ducă în sat și să adune acolo copiii. Pentru asta însă trebuie să facă rost de bani. Scrii temă. Ia. Bravo! Află numerele de două ori mai mari decât 2, 5, 9, 6, 8. Aura trebuie să scriem. Aura. Cum o cheamă pe asta? Ramona? Dar ce, de Aura nu-ți place? Silviu e unul dintre copiii care îi mângâie sufletul, pentru că a văzut în ochii lui o sclipire care îi dă certitudinea că băiatul ăsta afectuos va fi bine. Când l-a întâlnit, era înfometat. N-avea rechizite și nici dorință de a merge la școală. Azi e mândria ei. Ce te faci când te faci mare? Șef de șef sau? Șef. Ce-ți place ție cel mai tare? Că mergem acasă la dumneavoastră. Da? Atunci ce-ți place? Adela a dormit de multe ori în casa lui Cati. Locuiește cu surorile ei într-o cameră improvizată într-un grajd de lângă satul Fisher, unde Cati a ajuns pentru că o căuta pe mama Roxanei, o fetiță de 5 ani pe care o luase în plasament dintr-un centru în urmă cu 8 ani. Era deja mama a 3 copii adoptați și continua să aducă în casa ei prunci abandonați. Doar 19 ani avea în 2001 când a luat de pe străzi din Timișoara 2 frați de 10 și 11 ani care cerșeau. Ca să-i poată lua, le-a dat părinților lor banii pe care copiii îi produceau într-o lună. I-am întrebat bine câți bani aduc ei pe lună, au spus că 1,5 milioane și am spus că o să le dau eu 750.000. Nu a mai fost o problemă, chiar îi chemase să-și facă bagajele și tot, că a doua zi plecau la Brașov cu o necunoscută. Când nu duceați bani acasă, ce se întâmplă? S-a supărat tata, credea că am fost și ne-am jucat și nu
n-am mers ca să aducem bani sau mâncare. Le-am dorit siguranță, faptul că pot trăi ca niște copii, normal, să meargă la școală, și știu că întotdeauna este mâncare în casă și că nu e responsabilitatea lor să aducă bani pentru chirie sau întreținere. O vreme au locuit în casa părinților lui Cati, care la rândul lor adoptaseră un copil în 1990 dintr-un centru de plasament. Când a câștigat suficienți bani din traduceri, tânăra mamă și-a luat copiii și s-au mutat singuri. Mergeau în centrele de plasament să se joace cu prunci abandonați ca să învețe să dăruiască la rândul lor. Așa au cunoscut-o pe Tereza, care își petrecea ziua de naștere într-un pătuț, singură. Chiar în ziua în care am fost eu acolo, i-am plinit un an. Și cred că asta m-a sensibilizat pe mine, pentru că mă gândeam ce viață duc copiii care împlinesc un an într-o familie obișnuită. Elvis și Rafael sunt azi adulți. S-au mutat în Timișoara și vin des să-și viziteze mama și surorile mai mici, Tereza și Sofia, fetița naturală a lui Cati, pe care a născut-o în urmă cu 5 ani, după ce s-a căsătorit cu Matias, un neamț venit în vizită în România cu orchestra în care era muzician. A fost șocat să vadă casa plină de copii permanent, dar în timp s-a obișnuit și acum e parte din poveste. She's a bit restless. She has a lot of projects she is doing, mainly with kids, but yeah, always about social cases. Când a cunoscut-o, Cati era mamă pentru 6 copii. Băieții, Elvis și Rafael, erau deja majori și locuiau singuri, iar locul lor în casă fusese luat de alte 2 fete, Roxana și Oana, amândouă scoase din centre de plasament. Făcea asta ca să le ofere un mediu stabil, un loc în care fetele să se simtă în siguranță. Ce-ți sfâșie ție inima? Copiii care sunt înspăimântați, care sunt terorizați sau care au o teamă care nu poate fi liniștită. Asta, cred că asta e cel mai mare lucru care îmi sfâșie inima cel mai mult și un lucru pe care nu-l pot accepta. Asta e motivul pentru care mi-am întins mâna către acești copii. Faptul că știam că și lui Elvis, și lui Rafael, și Teresei, și Roxanei le-a fost teamă. Roxana fusese dată la centru când avea 5 ani, așa că ruperea de familia naturală a fost extrem de traumatizantă. Și-a adus aminte de când era mică. Și am înțeles că o punea afară din casă ca să nu vadă, să nu ceară mâncare. Când era bebeluș, o lăsa prin iarbă și se pierdea pe acolo prin grădină. Introvertită și parcă mereu în căutare de răspunsuri, copila cu ochii albaștri e azi mare, la liceu. Uneori merge cu Cati și frații mai mari la grajduri, acolo unde cresc surorile ei, ca să le ducă de mâncare. Cum a ajuns Roxana la Cati? Cum? A dat-o mama sa la cămin, mama sa ei. Mama mea. Așa, de ce a dat-o la cămin? Eu nu știu. Copila privește spre familia naturală, iar în privirea ei e furie și negare. Înțelege exact câtă șansă a primit de la Cati. O șansă pe care mama ei adoptivă vrea să le dea și surorilor ei mai mici. Când facem tabăra de iarnă, a zis mama să te luăm și pe tine. Vii și tu? Stai cu noi 3 zile? Da? Și nu plângi după mami? Nu? O luăm și pe ea? Dorm cu fetele, da? Și cu Sofi. Dorm cu Sofi? E dorm cu Alcati. Acasă, în bucătăria apartamentului în care familia numeroasă lui Cati locuiește cu chirie, copiii vorbesc despre mama lor și lupta ei continuă. De ce face ea toate lucrurile astea? Voi v-ați întrebat? Cred că ne iubește foarte mult. Adică, sunt sigur. Crezi că vă iubește? Sunt sigur, de fapt. Și pe ceilalți 100 de copii pe care ei... Pe toți iubește. Are inima mare. Am observat asta. Preferă să-și dedice tinerețea, să-și dedice banii, timpul pentru a face altora pe plac și ajuta și de a-i scoate din sărăcie mai ales. Că așa cum s-a întâmplat în cazul nostru, cam toți am venit din sărăcie și atunci îi place ca să ne scoate, să ne pună într-un mediu mai bun. Roxana e cea mai tăcută. E încă marcată de întâlnirea cu familia ei, de realitatea din care Cati a salvat-o. Nu prea mai îmi pasă de ei. Frații mai mari se adună în jurul ei. Împreună au trecut prin toate, iar în spatele lor a stat mama lor,
Cati. Își povestesc unii altor experiențele de viață, iar băieții sunt tare mândri că astăzi sunt pe picioarele lor. Amândoi sunt șoferi de taxi. Tereza e în penultimul an de liceu și visează să devină designer vestimentar. Roxana locuiește cu părinții lui Cati și e la liceu. Cea mică, Sofia, e la grădiniță și e sufletul casei. Unde mergem? La bunica, nu? Mergem, cred că trebuie oricum să-mi iau și o pijamă de acolo. Da, eu aș vrea să dorm la bunica. Tu, toată ziua la bunica. Da, îmi place să dorm la bunica. Îmi place un pic mai. Să Sofia de piciorul lui, să vezi cum mai pleacă până la urmă, nu mai are de ales. Sunt emoționați de revedere și fac planuri pentru zilele ce urmează. Vor să o ajute pe Cati la asociația Eltera, ce poartă inițialele lui Elvis, a Terezei și al lui Rafael. Există câteva companii din Brașov și nu numai care investesc în proiectele ei, iar asta o ajută să cumpere câteva rechizite și haine pentru micuți. E nevoie însă de mult mai mult. Când vine Matias, poate ne ajută. Trebuie să facem o chestie, că fac un proiect prietenul meu african, să strângem 400 de perechi de încălțăminte. Și să-mi facă mie un flyer și asta o să fac cu școlile din Brașov. Africa e o poveste la care s-a întors anul trecut și în vara ce s-a încheiat. Fusese prima dată când avea doar 17 ani cu un grup de voluntari și a simțit că a lăsat acolo o parte din inima ei. Anul acesta le-a dus donații din România și mai ales a stat cu ei o lună în școală ca să învețe limba engleză. De foia. De foia în cima. De foia oan. De foia bucima. How do you say that? În cima? De foia chicken. De foia rape. De foia cabbage. I have children at home. I have also children in other places that I work with. And I asked my daughter once, how many children does mommy have? And she said, maybe 1,000. Cati a și gătit pentru ei. Acolo a întâlnit copii care nu mâncaseră de zile întregi. A fost momentul care a dat certitudinea că se va întoarce în Zambia în fiecare an. You want the chicken there? Okay. And then you get soup. Pasiune și curaj. Acestea sunt calități de lider. Sunt trăsăturile unui om căruia nu e frică să-și asume responsabilități. Descoperă copii vulnerabili și caută cauza problemei. La scurt timp vine și cu soluții. Și acolo unde alții văd doar mizerie și lipsă de speranță, ea observă lumina în ochii copiilor. Just gone to where you fly. Este un suflet și o energie extraordinară. Foarte mulți colegi și prieteni care sunt inspirați de el. Și pentru că o urmăm, efectiv. Mergem după ea. Într-o casă derăpânată din satul Budila, Cati a descoperit un băiat ce voia să învețe. E crescut de o familie de bătrâni alături de alți frați mai mici pentru că mama lor s-a prăpădit din cauza unui cancer. Cati a turnat fundația unei locuințe pe care visează să o ridice pentru ei. A început o campanie de strângere de fonduri pe Facebook prin care îndeamnă oamenii să cumpere cu 7 lei o cărămidă. A strâns puțin, dar are speranțe. Acum, cred că 4 ani, trăiau din cerșetoria bunicului. Deci bunicul bătrân și bolnav mergea la cerșit să asigure mâncare pentru cei doi nepoți care plângeau de foame. Și mi-a povestit cum se trezesc uneori, copiii întreabă, mamă, avem mâncare? Și ea spune că nu are încă nimic și apoi adormeau la loc plângând de foame. Bunica îi crește cu grijă și visează ca măcar Gabriel să termine școala. Deci să învețe carte. Să învețe carte, că dacă când o fi mare și pleacă pe undeva, să aibă și loc de servici, unde merge cu un tren, cu o mașină, să cercească gara, să cercească asta, stoțilii. Nu să fie chiar așa, că nu știe deloc nimic. Că mai am aia la întăpată, nu știe deloc nimic, nici ce e astăzi. Săptămânal aduce acasă copii pe care îi spală, îi hrănește și îi ajută la lecții. Predă cursuri de engleză sau de limba română pentru străinii din Brașov, iar soțul câștigă din spectacolele pe care le susține cu orchestra. Sunt singurele lor venituri care de multe ori se duc toți pe copiii sărmani. He knows what she wants. Like, there is a decision from her and then she stands with the decision. And she knows a lot of things how to come to the target she wants. So she is maybe not so good in planning, but very good in acting and realizing the things then. Mi-ar plăcea să
să încurajez cumva pe cei care nu au o voce să o aibă. Mi-ar plăcea să aprind un pic lumina peste oamenii care chiar suferă în țara asta, în, nu știu, în spitale, în centre, în case, fără lumină, poate chiar. Îmi pare rău că am ajuns așa târziu. Uite ce faină! O să-i duc și lui Iulica. Auzi, Alin, Alin, du-i-le tu, te rog. Hai, Sophie, hai! Noapte bună, noapte bună, la revedere! Da, e ușor să obosești făcând asta, dar mi-e greu să rămân indiferentă la ceea ce au ei de fapt nevoie. E mamă pentru pruncii altora, dar mai ales e mâna întinsă spre copii care n-așteaptă o poveste ca să sară în ajutor. A văzut cum s-au schimbat viețile micuților ei adoptați pe care, dacă nu i-ar fi întâlnit, ar fi fost mai săracă decât toți sărmanii pe care îi ajută. Pentru că la 36 de ani, Cathy poartă în ea zecile de povești cu final fericit pe care el a scris cu pasiune, curaj și empatie, calitățile liderului care construiește o echipă pentru viitor. Pentru că ea, Cathy, vede în ochii acestor copii o sclipire care ar putea lumina întreaga Românie. Ne dorim ca poveștile noastre să vă inspire să ajutați pe cei în nevoie și nu doar de Crăciun, ci în tot anul. Atât pentru astăzi, în câteva momente, alături de Amalia Enache, vă aștept la știrile Pro TV. Toate bune!